Echipa masculină de basket SCMU Craiova se află în fața unui examen deosebit de dificil. Joi, albalbaștrii vor da piept în polivalentă cu ASE Soft Ploiești, în manșa a doua din primul tur al Cupei României. În prima manșă, SCMU a pierdut la 6 puncte diferență la Ploiești. Despre partida cu gruparea prahoveană au vorbit capitanul echipei craiovene, managerul general și antrenorul sârb Andel Comandici. Toți s-au declarat încrezători în șansele de calificare în turul al doilea. Despre meciul cu ASE Soft în returul Cupei României, ce pot să vă zic decât că sunt foarte încrezător. Eu chiar cred că putem face o surpriză. Suntem conștienți de valoarea echipei din Ploiești. Sunt campioni, dar și datorită rezultatului din tur, un rezultat bun, spun eu, sincer, cred că putem să ne calificăm. We made good result in Ploiești. Am făcut un rezultat bun la Ploiești, dar ASE Soft are prima șansă. 6 puncte se pot remonta. Avem două motive să jucăm bine. Unul, să ne calificăm mai departe. Al doilea, să ne pregătim pentru meciul de debut în campionat, cel de la Târgu Jiu. Este important cum vom juca ca echipă, chiar dacă nu mergem mai departe în cupă. Dacă vom fi curioși și concentrați pe teren, avem șansa unui rezultat bun, care poate fi chiar și o înfrângere la două puncte diferență. Bineînțeles că rezultatul este cel mai important, dar și alte lucruri, a spus tehnicianul sârb. Noi credem că publicul va fi cel decisiv. Elementul decisiv va fi sala, publicul pentru o victorie. Care să ne asigure în cele două situații, ori directă, ori de pe postura de lucky loser în turul următor. Partida dintre SCMU Craiova și ASE Soft Ploiești se va juca mâine de la ora 19 în sala polivalentă. Prețul unui bilet de intrare este de 5 lei. După ce în sezonul trecut au intrat în istorie pierzând două meciuri la masa verde, handbalistele de la SCM Craiova au primit ieri o veste senzațională. Au câștigat meciul cu CSM București la masa verde și urcă pe podiumul Ligii Naționale. Federația Română de Handbal prin Comisia de Apel a decis ieri să dea câștig de cauză echipei SCM Craiova în cazul Ecusoanelor. Formația olteană a câștigat la masa verde scor 10-0 meciul cu CSM București, iar formația din capital a fost penalizată implicit cu un punct în clasament. Decizia vine după ce în urmă cu două săptămâni altă comisie din cadrul Federației, cea de disciplină, omologase rezultatul înregistrat în teren în meciul dintre CSM București și SCM Craiova, din cadrul etapei a patra a Ligii Naționale, cu scorul de 28-16. La finalul meciului disputat pe 14 septembrie la București, SCM Craiova a contestat faptul că CSM București nu a avut niciun antrenor pe bancă în timpul jocului. Mete Clit și Adrian Vasile au fost opriți să stea pe banca tehnică pentru că n-au avut la dispoziție ecusoanele FRH. SCM Craiova și-a susținut cauza invocând articolul 2.2 din regulamentul de desfășurare, în care se precizează că la competițiile oficiale din Liga Națională, prezența pe banca unui antrenor cu contract este obligatorie. Interesant este că echipa bucureșteană a acuzat furtul ecusoanelor, depunând chiar și plângere la poliție. Formația bucureșteană a anunțat că va face contestație după ce Craiova a câștigat la masa verde.